Alexa, turn on bubbles. Okay. Alexa, turn off bubbles. Okay. Deci nu pot să filmez cu ele pornite, că fac gălăgie. Da. Miața! În sfârșit s-a ridicat NDA-ul, embargo-ul și putem să discutăm despre GTX 1660 Ti. E cutia goală, dacă vă întrebați cum am întors eu așa repede. Placa video e aici! Eu am versiunea de la MSI, se numește Gaming X și sunt extraordinar de sigur că sunteți voi foarte extraordinar de curioși să vedeți ce știe placa asta video și ce poate să facă. Am așteptat de mult de când au apărut toate zvonurile despre GPU-țelul ăsta mic. Speram să reușesc cumva să îl am în momentul în care se ridică embargo-ul, adică în momentul când își dă release, să am videoul gata, să îl pun ca voi să îl puteți vedea. Așa că mulțumită băieților de la MSI, treaba asta s-a putut rezolva și astăzi, în 22 februarie, vineri, când s-a lansat 1660 Ti-ul, am și videoul pregătit pentru voi ca să puteți să luați o decizie bună în momentul în care vreți să vă cumpărați sau să treceți pe RTX. Bineînțeles, asta e GTX, dar este tot cu arhitectura Turing, așa că vom vedea chestiile astea imediat în specificații. Aici în pliculețul ăsta este o chestie foarte interesantă și anume chestia asta. Deci, foarte bine MSI, nice touch să zic așa. Sunt două chestii de alea pe care îți pui cana, nu știu, să mor dacă știu cum se numesc. Pe lângă chestia aia, bineînțeles, avem manualul de utilizare și o fosilă și niște benzi desenate. O chestie foarte tare. Asta o să dau lui fiica mea să învețe despre calculatoare și despre Lucky the Dragon Computer Workshop. Așa că pentru drogații de specificații, ca să fac o rimă așa, haideți să vedem ce are împachetat în pachetelul ăsta mic. Poate pentru unele persoane e confuz pentru că este GTX, dar vine sub arhitectura Turing, însă nu are ray tracing. Deci, na, vă dați seama, e un pic confusing așa, până înțelegi despre ce este vorba. Deci, după cum spuneam, Turing 116, 12 nanometri Nvidia Silicon, vine cu 1536 de CUDA cores, cu un base și un boost clock de 1500 respectiv 1700 de MHz, cu 6 GB de memorie GDDR6 la 192 de bits și o viteză de 12 GB pe secundă, cu un bandwidth de 228,1 GB pe secundă, iar clock-ul memoriei este de 12.000 de MHz. Iar dacă vă întrebați de consum, pitica asta vine cu un TDP de 120 de W. Este oricum peste GTX 1060, după cum spuneai, cu vreo 20% mai multă performanță, dar vom vedea, vom face niște teste. Chestia superbă pe care Nvidia a făcut-o cu placa asta este să acopere efectiv întregul spectrum de clienți, de la low-end până la high-end, deci dacă 2060-ul vi s-a părut scump sau vi s-a părut încă inaccesibil, să zic, 1660 Ti-ul cu siguranță va fi acolo. Sunt curios să văd la ce prețuri va ajunge la noi în România, însă prețul original de lansare a fost $279 în America. Evident, la noi va fi puțin mai scump pentru că, na, import și etc. În momentul în care am filmat eu video, nu am știut niciun preț, însă pe parcurs, până l-am publicat, până s-a ridicat NDA-ul, cu siguranță au apărut prețurile. Deci aveți linkul către plăci în descriere și acolo veți putea vedea exact prețurile cu care vin sau cu care vor veni dacă încă nu sunt în stocuri. După cum am spus la începutul review-ului, eu am varianta de la MSI, este Gaming X, după cum vedeți acolo, cu două fanuri. Partea din spate are un backplate foarte frumos de plastic cu un matte finish metalic. Conectorul de power este de 8 pini. Vis-a-vis de conectivitate în spate, avem 3 display porturi și un HDMI. All in all, un design simplu și elegant. Placa în sine este destul de micuță, după cum vedeți dimensiunile. Deci, după cum spuneam, un design plăcut, elegant. Astea cam sunt specificațiile cu care vine, așa că haideți să o punem la niște teste și să vedem despre ce este vorba cu GTX 1660 Ti-ul ăsta. Testbench-ul pe care vom face testele și benchmark-urile pentru placa video este PC-ul meu pe care nu mă gândesc că mulți dintre voi îl știți. Este compus din Intel i9-7940X, un Asus Prime X299 Deluxe cu 64 de GB de RAM de la G-Skill Trident Z, un M2 de 240 de la Corsair MP500 și încă un M2 de la Samsung 970 Pro, unde sunt jocurile pe care vom testa placa video. Ambele sunt cu suport NVMe, bineînțeles. Un Corsair RM850X ca și power supply și, bineînțeles, vom
vom testa GTX 1660 Ti-ul în această configurație. Începem cu benchmark-urile. În Cinebench, după cum vedem, am dat un run rapid pe OpenGL pentru că procesorul nu ne interesează și după ce s-a terminat testul am primit un rezultat de 128,28 de FPS-uri. Decent. În Unigine Superposition, la Full HD în OpenGL pe detalii high, pitica asta a scos un scor de 8544, cu un minim de frame-uri de 52, un maxim de 77 și un average de 64. Rezultate surprinzător de bune. Un Geekbench super rapid, 184.354 a fost scorul pe care l-am primit aici. Iar acum trecem la jocuri și în cel mai nou apărut, care se numește Metro Exodus, un super joc. Intrăm prima dată la opțiuni, 1920x1080, bineînțeles, totul este pe maxim posibil. DirectX 12, pun accentul pe Full HD. Deci placa asta video este făcută pentru gaming Full HD. Așa că toate jocurile pe care le vom testa astăzi vor fi în Full HD. Și după cum ați văzut, cu detalii maxime, Metro Exodus stă confortabil între 80, 90, 100 de FPS-uri. Pot spune liniștit că este mai mult decât playable. Prin foc, prin ceață, prin light rays și așa mai departe, după cum se vede, jocul merge perfect, așa că se descurcă foarte bine micuța asta. Este evident, în momentul în care vrei mai multe FPS-uri, dai puțin din calitate mai jos, modifici un pic din detalii și așa mai departe și vei avea și mai multe FPS-uri. În Apex Legends, după cum vedem, văd că a înnebunit lumea cu jocul ăsta, așa că facem și noi un test. După cum se vede, cam 100 de FPS-uri lejer cu toate detaliile la maxim. Dacă intrăm și modificăm câteva detalii, le punem mai pe medium, să spun așa, vedem că FPS-urile sar la 140, 130, 140. Deci acest joc fiind un Battle Royale competitiv, poți liniști să-l joci pe un monitor de 144 de Hz. Fortnite, pentru toți băieții care sunt bine pe jocul ăsta, cu detalii pe medium avem 150, 160, 170 de FPS-uri. Deci ce să mai zic? Pui totul pe Epic, vedem că FPS-urile sunt tot pe la 100, 120, 110, 100 pe acolo. Sparge 100 de FPS-uri cu pumnii goi. GTA 5, pentru că știu că încă mai sunt persoane care joacă acest joc. Și eu îl mai joc foarte rar, l-am terminat și nu prea mai mă interesează așa mult, însă facem un test și în el, după cum vedem, cam 55, 60 de FPS-uri, 64, pe acolo pe undeva, pe la 65-70 pot să spun un average, însă, again, cu toate detaliile pe maxim. Este un joc foarte complex, ai de unde să scazi din detalii dacă vrei FPS-uri mai multe. Am făcut și un test în Far Cry 5, unde avem cam tot cam 100, 105, un average pe acolo pe la 100 de FPS-uri cam pe acolo bate. Dacă mergem pe Ultra, sunt curios, avem cam 70-80 chiar. 85, deci cam 80-85 de FPS-uri. Un frame rate foarte confortabil pentru un joc de genul ăsta. Încă nu am apucat să-l termin, așa că haideți să vedem cum se descurcă și Shadow of the Tomb Raider, totul pe highest, totul pe cel mai înaltă calitate posibilă. Vedem că avem în loading screen 300 de FPS-uri. În gameplay însă stă liniștit pe la 75 de FPS-uri constant, după cum am spus, cu toate detaliile pe high. Vrei FPS-uri mai multe, ești nebun după numărul ăla mare de FPS-uri, ai tot timpul flexibilitatea să mergi în jos de aici cu detaliile pentru a-ți crește FPS-ul. Și facem și un ultim test în Assassin's Creed Odyssey. După cum vedem, again, cu toate detaliile pe maxim, suntem în 79, 78, 79, 80 de FPS-uri constant pe acolo, pe undeva. Deci la prețul pe care îl are în Full HD, niciun joc nou, cât de nou ar fi el, nu îi stă în cale. Nu cred că mai e necesar să spun eu, vedeți și voi, Nvidia a făcut o treabă bună cu acest 1660 Ti. Să vă explic un pic despre placa de bază pe care am ales-o pentru test bench-ul pe care îl construiesc. Este un Z390 Gaming Pro Carbon de la MSI. Are o grămadă de porturi jos prin care pot să mă conectez cu controlere, cu chestii de genul ăsta în momentul în care fac un test, deci am nevoie de chestia asta. Are USB header mai multe. E pe socket 1151 V2, compatibil cu generațiile 8 și 9 de la Intel. Două porturi de M2, suportă memorie maximă 64 de giga în dual channel la frecvență de 4400 overclock și restul conecticii tradiționale plăcilor de bază, suportă Crossfire, SLI și așa mai departe. De ce eu am mers cu asta? O să vedeți în curând când ne vom apuca și de test bench, o să fac un clip și cu ăla. Acum să ne întoarcem la treaba noastră. Deci cam asta este treaba cu 1660 Ti. E o plăcuță de gaming entry level foarte, foarte bună. După cum ați văzut, se ridică la nivelul 1070-ului pe undeva pe acolo. Deci cu siguranță, după părerea mea, pare o investiție bună. Acum evident depinde de ce ai tu în momentul ăsta. Dacă nu ai nimic și atât îți permite bugetul, go for it. Dacă îți permiți mai mult, bineînțeles, poți să urci la un 2060 sau na, mai departe știți voi cum stă treaba. Dacă ai un 1070, 1080, chestii de genul ăla, evident nu are rost să faci switch-ul pentru că nu e niciun motiv real pentru a face chestia asta. După cum spuneam, deși este construită pe arhitectura Turing, nu are ray tracing. Deci chestia asta zboară în caz că vrei să
bă, nu știu, să experimentez ray tracing-ul, 1660 Ti-ul nu este the way to go. După cum spuneam, e un 2060-2070 pe acolo, pe undeva, dacă vrei ray tracing. Prețul e destul de decent, așa că, bineînțeles, linia finală, pot să spun, decizia finală rămâne tot timpul la voi, e clar. Ce fac eu prin clipurile astea? Bineînțeles, este o prezentare, câteva teste, niște benchmark-uri, care sunt tot niște teste, în momentul în care voi sunteți interesați de placa respectivă, să aveți câteva informații înainte de a o lua. Pentru că, repet, decizia finală, evident, este a voastră. Eu cred că am spus tot ce este de spus despre micuța asta. Dacă nu, aveți secțiunea de comentarii unde puteți să întrebați sau știu eu ce vreți voi să faceți. Linkuri către placa video sunt în descriere, precum și social media, dacă vreți să-mi dați un follow pe Instagram, să-mi dați un like pe Facebook. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat încă la canal, dați un like la video, un coment, un share, toate chestiile alea. Așa că ăsta a fost clipul, vă las cu câteva pe aici prin stânga-dreapta să mai vedeți una alta. Dacă n-ați văzut PC-ul în ulei mineral ăla din spatele meu de acolo, clipul este în descriere, al treilea link. Așa că mergeți acolo și uitați-vă și la ăla. V-am pupat, o zi faină și ne vedem data viitoare.